Premierul României Victor Ponta a declarat în timpul unei emisiuni a unui post național de televiziune că Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților ar putea să primească o parte din veniturile Direcției Silvice Suceava pentru restaurarea unor monumente istorice. Acolo există o singură soluție pe care am discutat-o cu Arhiepiscopul Sucevei, și anume ca din veniturile Regiei Pădurilor Suceava, pe niște terenuri care sunt în litigiu de foarte mult timp, vreo 110.000 de hectare, din veniturile acelea, o parte importantă să rămână pentru susținerea monumentelor istorice din Bucovina. Și eu susțin această soluție. Am înțeles. Dar mai departe, Arhiepiscopia va fi cea care va gândi exact sistemul. Șeful Direcției Silvice Suceava, Sorin Ciobanu, este de acord cu propunerea premierului Victor Ponta, însă cu o condiție. În acest caz, Arhiepiscopia ar trebui să renunțe la procesul de revendicare a fondului bisericesc. Direcția Silvică Suceava consideră salutară soluția propusă de domnul prim-ministru și apreciem că este una benefică, eficientă și rapidă. Aș dori să mai subliniez faptul că noi suntem administratori ai pădurilor statului și considerăm că rămânerea în județ a unei părți a profitului realizat de Direcția Silvică Suceava este benefică pentru patrimoniul cultural al județului. Numai aș dori să mai menționez faptul că acest lucru va fi posibil și reglementat printr-un act legislativ. Și acest act legislativ trebuie corelat cu renunțarea fondului bisericesc la procesul pe care îl dispută cu Direcția Silvică de mai mult timp. Conducerea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a declarat că nu va renunța sub nicio formă la procesul pentru revendicarea celor 166.000 de hectare de pădure care ar fi aparținut fondului bisericesc ortodox român. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților nu așteaptă mila nimănui. Considerăm că avem demnitatea să credem în valorile ce pot redresa poporul român din punct de vedere material și spiritual, dreptate și adevăr. Sub nicio formă nu vom renunța la proces. Nu dorim decât retrocedarea proprietății bisericii, care reprezintă singura sursă permanentă și necesară lucrărilor de restaurare și conservare a monumentelor istorice și sursă de ajutorare a celor în nevoi, bătrâni și copii. Este îndemnitatea bisericii ca să ni se retrocedeze ceea ce este al nostru de veacuri, nu să cerșim mila de la clasa politică actuală, a declarat preotul Cătălin Axinte, consilier economic la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Procesul dintre stat și Fundația Fondului Bisericesc Ortodox Român se află pe rol de 13 ani. Membrii fundației revendică 166.000 de hectare de pădure.